Și pentru spuma mea de cafea voi avea nevoie de nes. Eu aici am 10 grame de nes, de zahăr, 75 de grame de zahăr și voi mai avea nevoie de apă fierbinte. Eu o fac cu Și apă acum. fierbinte. Pentru spuma noastră de cafea, deci apă fierbinte, 50 de grame de apă fierbinte. Cântărim totul în grame. Și voi pune 10 grame de nes cu 75 de grame de zahăr. Și acum voi adăuga 50 de grame de apă fierbinte. Să dau pe zero și adăugăm 50 de apă fierbinte. Încet, încet. Așa. Mi-am pregătit un mixer. Așa, am să pun paletele. Să începem, încet, încet. Așa. Învârtim puțin să se topească zahărul. Și încet, încet o să mixăm. Vedeți cum începe să se facă? Așa. Ia uitați. Eu o fac tot timpul cu apă fierbinte. Așa. Și dacă intrați pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, o să găsiți acolo un tort făcut la rece cu această spumă și brioșe și chec cu spumă de cafea. Am să las și linkul în comentarii, cine dorește să vadă. Vedeți cum s-a făcut? Ia uitați, spuminica noastră de cafea. Într-un minut este gata. Mai învârt puțin. Ia uitați ce bine arată spumica noastră. Așa. Ia uitați cum arată. Vedeți? Spumica noastră de cafea. Așa. Și acum eu mi-am pregătit și o cafeluță să o beau cu voi. Și am să-mi pun și puțină spumă de cafea și puțină frișcă sau puțină smântânică dulce. Sau putem servi cu biscuit savoiard. Ia să vedem aici. Ia uitați. Dar mai întâi să facem cafeluța. Ia să vedem, să luăm așa un păhăruț. Voi pune puțină cafea. Așa.
aici am puțină frișcă. Și voi pune puțină spumă. Ia să vedem dacă vrea să cadă, dacă nu o punem așa cu... Așa. Și puțină frișcă. Ia uitați, sau smântânică. Așa. O să mai pun puțină. Uitați, cafeluța noastră de astăzi. Cu moț. Un deliciu. Așa. Sau puteți servi cu biscuiții noștri savoiarde. Un deliciu. Cine îi dorește mai crocanți, poate pune direct pe biscuit. Un deliciu. Sau serviți direct cu cafeluța. Un deliciu. Un deliciu, un deliciu. Cafea cu spumă. Ia uitați. Astăzi îmi beau cafeluța cu voi. Mai târziu. Vă pup. Vă urez o zi frumoasă. Un weekend plăcut. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru distribuire, că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Vă pup, o zi frumoasă continuare. La revedere, pupici și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere. Vă mulțumesc din suflet. La revedere.